dracu de greu. Da, da. Tu trăiești după 40 de ani de muncă, trasă în urmă, la fabrică. Ești cu 11.000. 1500. Și cum este, doamne? Cum vă descurcați? Am dracu de greu, uite, că mă uit la prețul, că nu-mi vine să dau, uite, 6-7 lei pe un kil de roșii. Asta. Sunteți cu nepoțelul, nu vă permiteți? Nepoțelul, uite, cu nepoțelul. Ce le transmiteți celor care v-au condamnat la o viață așa tristă? Ce să le mai condamn? Că ăștia de acum m-au condamnat, nu aia de atunci. Traiul extrem de greu din România îi aduce pe mulți oameni în culmile disperării. Această timișoreancă nu își permite să își cumpere un kilogram de roșii. După o viață de muncă, are o pensie mizerabilă de 1500 de lei. Cu nepoțelul de mână ar vrea să îi poată cumpăra câte ceva, însă tot ce poate să facă e să îi explice că nu se poate nici de această dată. Ca ea, sunt mulți alți timișoreni. Ca un pensionar am mărit, cu pensia mică, așa ne gestăcăm și noi cum putem. Asta este. Credeți că veți ajunge la vârsta aceasta să fiți condamnată la o pensie atât de mică, la un trai atât de greu? Dom'le, ce, asta e soarta, nu avem ce face. Trebuie să acceptăm orice vine, trebuie să acceptăm. Asta e. Cât de greu vă este? Dom'le, e greu, că suferenta și o grămadă de bani trebuie să dau pe medicamente. Eu mai fac și Austria ca să mă pot descurca, că am rămas singură de 3 ani și trebuie să merg înainte. Sunteți la pensie? Da, sunt. Cum v-a răsplătit statul după viața întreagă de muncă? Așa, n-am primit aproape, ce să mai spun, nu mai spun nimica. Vă simțiți umilită? Destul. Alți pensionari însă privesc viața cu optimism și trăiesc fiecare zi din plin, fără a se gândi la ce nu au. Cum trăiți ca pensionar? Eu foarte bine. Uită-te la mine, tânără, voioasă, frumoasă, am de toate, nicio problemă. Chiar așa, doamnă? Acum, de ce să spun? Bolnavă nu sunt, până sunt sănătoasă și mi-ajung banii de pâine, nicio problemă. Sunteți optimistă? Așa am fost toată viața, de-aia am îmbătrânit frumos. Că nu mai sunt foarte tânără, dar e bine așa. Doamne, dar cum vă descurcați totuși? Că păi optimismul nu vă plătește factura. Nu, uite că nici măcar geanta nu mi-e goală. Dacă vrei, îți arăt și bani, că și bani am, că am pensie, am muncit, n-am stat să-mi dea social. Cât aveți pensie, doamnă? Nu vă spun, dar am peste medie. Cei mai mulți pensionari însă nu au puterea de a fi optimiști. De multe ori trebuie să decidă dacă să își cumpere medicamente sau mâncare.